Nu știu, cred că s-a atât cum trebuie. Iuța și țara Rumânia. Sfântul Calenic a fost apoi ierarhul al râmnicului de peste 16 ani, în 1860, în 1867. L-a întemeiat acolo, la râmnic nenumărate lăcașuri, sfinte, școli, ca ierarha întărit în credință pe credincioșii pe care i-a construit din lumina slavelor, din orașe, din numeroasele slujbe pe care le săvârșea, însoțite totdeauna de cuvântul său pastoral, de vizite canonice, periodice, de grija părintească față de cei păstoriți pentru a împlini lipsurile, de a întări slăbiciunile lor și de a mântuia suferințele. Pentru bolnavi a construit bolnițe sau spitale, o spunem astăzi, iar pentru tine a ridicat școli cu dascăl care erau plătiți fie de mănăstire, fie de către episcopie. A știut așadar să ridice deodată biserici de zi, dar și biserici în sufletele credincioșilor pe care i-a construit. Canonizarea sa oficială, care s-a întâmplat în anul 1955, în vremea patriarhului de vrednică pomenire Justinian Marina, în o perioadă de plin comunist, deci canonizarea sa doar a confirmat sfințenia pe care poporul i-o recunoscuse Sfântului Calenic, încă din timp fiind considerat un mare făcător de minuni. Mănăstirea Sfântita este Cristian din jos, dacă tot